Pentru acest video am ales să fac o rețetă foarte ușoară, o rețetă pe care o gătesc și o consum de ceva vreme încoace și mă gândeam că merită să fie împărțită și cu voi. Mai exact, este vorba de piept de pui la cuptor împreună cu alte câteva ingrediente foarte accesibile. Ca și garnitură am ales mămăliguță, însă cu siguranță poate să rămână la libera ta alegere. Pieptul de pui pe care vreau să-l gătesc este unul întreg, ceea ce înseamnă că este cu tot cu pieliță și cu tot cu carcasă. Dacă ar fi să judec în calitate un pui, culoarea galbenă a grăsimii este un indicator foarte bun, la fel cum este și acesta. Sunt convins că vei găsi și în magazinele mari acest tip de pui, însă eu l-am luat pe acesta de la LIDER. În capătul oricărui piept de pui întreg vei găsi aceste oase care se vor îndepărta foarte ușor cu ajutorul unui cuțit, motivul pentru care am ales să fac asta fiindcă va ușura porționarea la final. Eu am condimentat doar cu sare și piper, însă se pot adăuga cu șurință și alte condimente, totul se rezumă la preferințe. Prefer ca acest piept de pui să fie mai condimentat, tocmai de aceea am făcut-o pe ambele părți. Puiul merge în mod evident foarte bine cu usturoiul, așa că am folosit un cățel întreg pentru această rețetă. Am îndepărtat primul rând de foi, am apăsat cu podul palmei, am făcut-o așa fiindcă se va desface mult mai ușor. Rând pe rând, cu lama cuțitului, am zdrobit ușor fiecare cățel. Probabil te întrebi dacă nu trebuie curățat, eu o fac așa fiindcă totul va deveni mult mai crocant și mult mai gustos. Într-o oală am pregătit deja apa pentru mămăliguță, tocmai pentru a nu pierde timp. Într-o tigaie încinsă am adăugat puiul fără niciun pic de ulei, grăsimea pe care acesta o conține este suficientă. Mai multă culoare înseamnă de multe ori mai multă aromă, tocmai de aceea am ales să-l rumenesc înainte să-l bag în cuptor. 2 minute jumătate pentru fiecare parte, asta înseamnă 10 minute, este un început ideal. În acest punct opresc focul și așez usturoiul în tigaie. Puiul va acoperi usturoiul foarte bine, după care am așezat câteva roșii cherry pe marginea tigăii. Dacă nu dispui de o tigaie cu mâner de metal, totul se poate transfera foarte ușor într-o tavă, însă nu uita să te folosești și de grăsimea lăsată de pui. Am lăsat la foc mic în cuptor timp de 35 de minute, asta înseamnă 165 de grade sau treapta mică. Asta îmi va da timp suficient să mă ocup și de mămăliguța. Eu am folosit 3 căni pline cu apă, ceea ce va fi aproximativ 1 litru împreună cu 3 mâini de mălai, adică aproximativ 350 de grame. O linguriță de sare și voi lăsa la fiert 20 de minute. După acest timp am scos 2 sau 3 polonice de apă, motivul pentru care aleg să fac asta este dat de faptul că se va amesteca de fapt mult mai bine și voi ajunge la consistența dorită, adăugând apă treptat. Din acest punct trebuie lăsat din nou la foc 10 sau 15 minute, amestecând destul de constant. Nu trebuie să se confunde mălaiul grisat și cel integral, adică cel adus direct de la moară. Mălaiul grisat trece printr-un proces de filtrare, pe când cel de la moară este varianta de primă mână. Ambele au nevoie de metode diferite de gătire, însă ce vei vedea aici va fi mălaiul integral. La final apăs și modelez cu o lingură de lemn înmuiată în apă. Mai las încă un minut pe foc, ceea ce va crea un strat de aer, făcând totul să iasă foarte ușor. Am scos după 35 de minute din cuptor, iar după cum bine se aude, puiul este crocant. Cam asta a fost pentru acest videoclip, piept de pui la cuptor cu usturoi, nu trebuie să-ți faci griji de tăria usturoiului, fiindcă după timpul petrecut în cuptor va rămâne doar aroma plăcută acestuia. Mie îmi place să tai puiul și mămăliguța și să le așez înapoi în tigaie, perfect pentru mijlocul mesei. Nu uita să lași un comentariu cu părerea ta, să te abonezi, iar eu te aștept cu drag pe data viitoare. We'll be right back.